Prezenți la Giurgiu într-o vizită de lucru, membrii Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare au aflat problemele cu care se confruntă județul și municipiul Giurgiu de câțiva ani. Cele mai importante probleme ridicate în dezbaterea desfășurată la sediul cabinetului parlamentar al deputatului Nicolae Florian au vizat trecerea terenului aferent Vămii Giurgiu în administrarea primăriei, dar și refacerea podului de la Grădiștea. Mihai Tudose, președintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare, a dat asigurări că se va implica să găsească o cale de rezolvare pentru toate aceste probleme. E departe de a fi o intrare în țară care să ne facă cinste. Și Vama, punctul Vamal ca atare, și infrastructura de la ea către București. De asta am spus, parte de infrastructură care să semene a infrastructură. Vezi perfectă dreptate. Da, spuneți-ne și nouă, cam pe unde se blochează chestia aia, că poate mai vin colegii noștri din guvern pe la Parlament și îi ajutăm să-și aducă aminte, nu de alta. Că eu sunt convins că ei doresc să o facă, dar uitat de ea, ca să nu zic altfel. Din discuțiile purtate între autoritățile locale, județene și parlamentarii din comisie, nu a lipsit construcția unei șosele de legătură între DN5 și Vamă pentru preluarea traficului greu. Mai mult a fost dezbătută și problema trecerii unor terenuri și imobile dezafectate de la unele ministere la primărie. Toți cei prezenți la dezbatere au salutat inițiativa deputatului Nicolae Florian, prima de acest gen în Giurgiu, și au scos în evidență necesitatea cunoașterii de către membrii unei comisii de specialitate realitățile economice, administrative și financiare ale județului și municipiului Giurgiu.